ziua, doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. Gazmetan Severin a susținut astăzi ultimul joc pe teren propriu din actuala ediție de campionat. Severinenii au câștigat cu 2-0 după o partidă în care au jucat mai mult cu gândul la sărbătoarea care va urma după această partidă. Gazmetan Severin a încheiat azi o ediție de excepție din cadrul Ligii a doua la fotbal. Fotbaliștii pregătiți de Marian Bondrea au învins cu 2-0 Juventus București după o partidă în care Mutinho și colegii lui s-au gândit mai mult la sărbătoarea de după joc. Gazmetan Severin a început jocul cu Ștețca în poartă, Mirescu, Dandea, Bălău, Bălace, Mutinho, Neacșa, Zaharia, Giurgiu, Mila Mitic și Marin Alexandru, jucători de câmp. După pauză, Paul Aba, Liviu Rusu și Mihai Neagoie i-au înlocuit pe Alexandru Marin, Ștețca și Giurgiu. Alexandru Marin a deschis scorul minutul 36 pentru ca în minutul 75 Hugo Mutinho să înscrie de 2-0, realizare care consfințește o evoluție foarte bună în ultimele etape. Să vedem însă cum s-au marcat cele două goluri reușite ale lui Alexandru Marin și Hugo Mutinho. Minutul 90 a declanșat bucuria și în teren, dar și în tribune, unde publicul a trăit un moment pe care l-aștepta de mulți, foarte mulți ani. Momente de bucurie pentru fotbaliștii noștri după ultima partidă disputată pe Municipalul Severinean. Publicul spectator, care ar fi fost bine să fie prezent în număr și mai mare, a trăit și el la cea mai înaltă intensitate această spectaculoasă promovare a echipei pregătite de Marian Bondrea. Bucuria evidentă a severinenilor de după joc a început încă de vineri, când au primit vestea promovării în primul eșalon al fotbalului românesc. După partida cu Juventus București, cel mai bucuros era autorul golului 2, Hugo Mutinho. Foarte bucuros pentru oraș, pentru echipă, pentru toată lumea aici, că suntem în Liga 1 și să facem o figură frumoasă. Dorim tot public să vină la stadion, că astăzi suntem noi, Gazmetan Severin. Reacție de bucurie și pentru Marian Bondrea, care încheie cu Gazmetan Severin un sezon într-adevăr de excepție. S-a realizat un lucru cu totul și cu totul excepțional. La începutul drumului nimeni nu credea că această echipă va ajunge unde a ajuns. A fost un parcurs de excepție, l-am meritat. Suntem campioni indiscutabili ai returului de campionat, la distanță destul de mare, 5-6 puncte de locul 2. Am marcat 40 de goluri în acest interval, am primit numai 7 goluri, deci este clar că această echipă merita să ajungă acolo unde a ajuns. Nici n-am promovat bine și au și început speculațiile despre viitorul echipei noastre, speculații care fac deliciu unei părți a presei, care n-ar fi rău uneori să mai se și informeze corect. Trebuie să rețineți că echipa se va denumi FC Severin în campionatul Ligii 1, așa va putea. Renunțați la titulatura de Gazmetan? Da, de ce? E sponsor. Atât, nimic mai mult. Haideți să ne bucurăm până luni marți și să lăsăm grijile noului sezon competițional pentru momentul potrivit. Un moment pe care oamenii care s-au ocupat de bunul mers al acestei echipe va trebui să-l declanșeze foarte repede, pentru că noul sezon competițional în Liga 1 bate la ușă. Etapă liniștită în Seria Vest, în care deja se știau echipele promovate în primul eșalon al fotbalului românesc. Miza a fost încă un loc retrogradabil care se ducă în Liga a treia la fotbal. Punct final în Liga a doua la fotbal. Astăzi s-au disputat jocurile ultimei etape, care au risipit ultimele semne de întrebare, în special în zona fierbinte a retrogradării. Să urmărim rezultatele înregistrate în această ultimă etapă a sezonului competițional 2011-2012 în Liga a doua. Gloria Bistrița și Gazmetan Severin vor activa în viitorul sezon în Liga 1, în timp ce Juventus București, Mureșul Deva și Arieșul Turda au luat drumul celui de-al treilea eșalon al fotbalului românesc. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!